Generația Instagram se manifestă din ce în ce mai mult în zilele noastre, în fața oglinzii, alții cu farfuriile prin restaurante. Chiar și așa, Instagram nu este unica aplicație care vă poate face pozele mai atractive. Există o mulțime de alternative. Noi am ales câteva dintre cele mai bune, atât pentru iOS, cât și pentru Android, așa că stați cu ochii pe noi dacă vreți să vedeți cum vă puteți edita singur pozele cel mai rapid, cel mai comod, direct de pe smartphone sau tabletă. Și pozele care le-am făcut eu, nu repetați asta acasă. Prima pe listă este camera ZoomFX. Este o aplicație must-have pentru smartphone-urile pe Android care nu au un foto-editor incorporat și cam puține opțiuni pentru a face pozele mai frumoase. Datorită opțiunii Stable Shot, camera va face pozele doar când totul va fi focusat, iar pentru a prinde mereu cel mai bun cadru există regimul Burst Mode, care va selecta cea mai bună poză dintr-o serie. La fel, o funcție foarte interesantă este Voice Control-ul. Ai bătut odată din palme și smartphone-ul a tras o poză. Editarea pozelor în aplicație nu este cea mai incredibilă, dar pentru a corecta sau îndrepta poza este ok. Nu mi-a plăcut că este greu să dai cu un pas în urmă, există doar posibilitatea de a reseta totul. Camera ZoomFX este o aplicație mai mult pentru a face poze eficient și de a le transmite. Apropo, foarte comod, opțiunea Share apare imediat după fotografiere. Aplicația poate fi downloadată din Google Play pentru $2.90 cu posibilitatea de a descărca gratuit alte efecte. Pixlr Express este o alternativă bună și ușoară pentru Photoshop. Are un design simpatic și ușor de utilizat. Ca și restul aplicațiilor de acest tip, suportă operațiunile de bază. Crop, Resize, Rotate, opțiuni automate de corectare a culorilor, dar și filtre destul de hipsterski. Așa cum le place tuturor de pe Instagram. Aplicația este foarte comodă pentru că nu trebuie să cauți prin toate meniurile pentru a corecta ceva, iar pentru a personaliza imaginea puteți adăuga text pe acesta. Apropo, cu fonturi destul de frumoase. Aplicația nu este deloc greu de utilizat, iar după ce ai terminat de editat, este ușor să o împarți cu prietenii sau să o salvezi în ce rezoluție dorești. Pixlr Express și cele 600 de efecte sunt disponibile gratuit, atât pentru iOS cât și pentru Android. Photo Editor by Avery. Poate nu este una din cele mai puternice aplicații de editare, dar rămâne una din preferatele mele. Aceasta îți oferă opțiunile strict necesare pentru a edita rapid poza și a o încărca pe Instagram sau pe Facebook. Într-o oarecare măsură este la fel de comod de utilizat ca și Instagramul, mai ales filtrele. Dacă ai mai mult timp, poți să-ți modifici contrastul, saturarea pozelor, temperatura acestora sau să adaugi un text. Foarte de folos sunt opțiunile Enhance care le poți aplica la orice poze printr-un singur tap. Aceasta corectează culorile, contrastul sau claritatea pozelor. La fel, în aplicație este foarte ușor să faci share oriunde dorești. Avery este un foto-editor unde nu trebuie multă precizie, însă dacă vrei să scoți mai mult din el, vei putea cumpăra diferite pachete cu filtre și alte opțiuni. Aplicația standard este gratuită și poate fi descărcată la fel atât pentru Android cât și pentru iOS. VSCOCAM este probabil aplicația cu cel mai minimalist design dintre toate cele menționate. Ca să fiu mai exact, nu am găsit niciun cuvânt în fereastra de editare. Totul este subînțeles prin iconițe. VSCOCAM este ceva între Pixlr Express și Instagram. Chiar dacă are o mulțime de filtre și opțiuni, este foarte ușor de folosit. Tot de ce ai nevoie, pur și simplu ți sare în fața ochilor. Este de remarcat că filtrele arată de-a dreptul spectaculos, dar dacă ești pretențios, oricum le poți schimba și combina, la fel ca și restul opțiunilor. Share-ul către alte rețele de socializare, la fel, rapid și comod. Totuși, VSCOCAM nu este doar o simplă aplicație, ci o adevărată comunitate, unde îți poți crea propriul perete cu poze, le poți pune chiar și drepturi de autor, sau poți intra în comunitățile altor utilizatori. La fel, dezvoltatorii VSCOCAM pun la dispoziție în fiecare săptămână experiențe și tutoriale ale fotografilor profesioniști, de la care ai ce învăța. În ultimul timp, VSCO a devenit și o platformă de vânzare a fotografiilor. Da, fotografiile de pe smartphone se cumpără. Așa că vezi și tu, poate ai noroc. Toate aceste posibilități sunt oferite gratuit atât pe iOS cât și pentru Android. Ultima, dar nu cea din urmă, este preferata mea, Snapseed. În primul rând, are un design foarte simplu, în spatele căruia se ascund o mulțime de opțiuni. Cele de bază sunt afișate ca un fel de reviste, însă când le deschizi, ai să descoperi multe lucruri. Aplicația face totul de una singură, dar dacă vrei un rezultat de-a dreptul bun, este foarte ușor să-l obții. Toate operațiile se fac prin gesturi,
Gestul de sus în jos te ajută să alegi operația, gesturile din dreapta în stânga să ajustezi nivelul acestora. Snapseed îți oferă posibilitatea de a corecta pozele sau chiar de a focusa obiectul dorit după ce poza a fost deja făcută. La fel, este foarte comod să vezi deosebirile dintre poza originală. Așa cum aplicația a fost achiziționată recent de Google, opțiunea de a face share pe Google Plus este prima pe listă. Restul pot fi pornite direct din galerie. Pentru un design frumos și ușor de folosit, la fel, nu va trebui să plătiți nimic. Aceasta este disponibilă atât pe Google Play, cât și pe App Store, gratuit. Acestea au fost 5 din cele mai bune aplicații pentru editare foto pe care le-am selectat noi. Linkurile pentru descărcare se află în descriere. Mai jos este și secțiunea comentarii unde ne poți spune ce aplicații folosești tu pentru editare. Dacă vrei să vezi în continuare astfel de review-uri, nu uita să dai subscribe, dar și un like. Cu voi a fost Vicu și lăsați oglinzele în pace!